Reducerea activității economice din lume a condus la scăderea cotațiilor certificatelor de emisii de dioxid de carbon. Din păcate, aceasta este singura consecință pozitivă a pandemiei de coronavirus. Cred că într-o mare măsură, să zic așa, pentru complexul energetic, Oltenia a rezolvat problema acest coronavirus, pentru că au scăzut extraordinar de mult prețul la certificatele verzi, a ajuns până la 15-16 euro, un lucru foarte bun pentru complexul energetic. Probabil vor mai scădea, pentru că economia în momentul de față este în regres. Lucrurile care sunt neclare sunt cu măsurile prevăzute pentru sprijinul micilor întreprinzători și întreprinderilor mijlocii, acelea cu șomajul tehnic, pentru că deocamdată este un haos total. Dacă întrebi, nu prea știe nimeni cam cum se procedează și toată lumea a amânat rezolvarea acestor probleme până pe data de 1-2 aprilie. Complexul energetic Oltenia trebuie să cumpere 16 milioane de certificate până la data de 1 aprilie 2020. CEO beneficiază și de un împrumut de la stat în valoare de 251 de milioane de euro pentru a achiziționa certificatele de carbon necesare funcționării.